Avem nevoie de mentori? Avem nevoie de învățători sau coach în viața noastră? Mai avem timp să învățăm de la cei cu experiență? Mai recunoaștem specializarea în oamenii cu care lucrăm și îi apreciem pentru că sunt performanți în ceea ce fac? Vă provoc astăzi să facem o scurtă incursiune în lumea coachingului, în lumea celor care ne arată că există și alte perspective și alte soluții și poate ne ajută să devenim mai buni decât am fost ieri. Astăzi sunt onorată să l-am invitat pe domnul general major în rezervă, lector universitar, domnul Vasile Roman, care este și executive coach în activitatea antreprenorială pe care a început-o cu ceva timp în urmă. Bine ați venit, domnule Roman! Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru călduroasa primire! Sunteți astăzi invitat pentru că ne-ați provocat anul acesta să gândim diferit, având în vedere că prin activitatea antreprenorială pe care v-ați asumat-o ca executive coach, zona aceasta a coachingului, deși oarecum am auzit de ea, o cunoaștem, o avem importată din Statele Unite ca și termen, ea exista în România de foarte mulți ani în zona academică, în zona profesională, a specialiștilor, a mentorilor, dar și a celor care își dedicau din timpul lor pentru a învăța pe tineri sau pe cei care se confruntau cu anumite probleme să își rezolve situațiile sau să găsească soluții la problemele lor. Domnule Roman, cum ați ales să ajungeți în zona coachingului? De ce tocmai zona executive coaching? Întrebarea bună, provocatoare. Cred că ar trebui să o iau așa un pic din ceea ce sunt eu de obicei. Sau ce sunt eu. N-am fost niciodată o persoană care să se limiteze la a se educa numai pentru ceea ce înseamnă domeniul în care mi-am desfășurat activitatea, adică domeniul militar. M-am gândit de fiecare dată și am început de prin 94, dacă nu greșesc, că trebuie să fac ceva care să mă îmbunătățească cunoașterea și să mă ofere și o alternativă pentru viața de după, că întotdeauna vine o trece în rezervă. Și atunci am făcut facultatea de istorie, apoi psihologia. Pe măsură ce le-am făcut, mi-am dat seama că ele trebuie făcute complementar. Este bine să faci ceva ce n-ai mai făcut, pentru că dacă repeți și în forma masterală ceea ce ai acumulat în zona de licență, nu cred că este un mare câștig. Deci asta este un considerent. Întotdeauna am fost o persoană care a fost preocupată de mai mult. Fie că a fost de domeniul psihologic, istorie, securitate, artă militară. Doi, când am trecut în rezervă, am luat decizia după o profundă judecată și o analiză făcută împreună cu familia. Și un element determinant pentru trecerea în rezervă a fost pentru că aș fi putut să mai stau. Există o limită după lege, puteam să stau până la 58 sau 59 de ani. Decizia a fost luată și pentru faptul că știam că mă voi regăsi în viața civilă în domeniul academic, în sensul a preda la universitate, la CUZA și la Polonia. Parcă nu mi-a ajuns, adică activitatea la care am răspuns, pe care am desfășurat-o când eram în activitate și de comandant, dar și de conferințianul universitar, pun impresiune pe mine. A fost plăcută, a fost provocatoare, a fost întotdeauna solicitantă. După ce am trecut în rezervă și m-am axat activitatea didactică, n-a fost atât de solicitantă, adică simțeam nevoia să mai fac ceva. Și atunci am zis că e o formulă de a fi util, o formulă de a putea împărtăși. Deci este un snobism în România. Poți să știi multe, dacă n-ai o diplomă, parcă nu ești îndeajuns. Și atunci am fost provocat la ideea, în urma dialogului cu Dan Berinde, am fost provocat la ideea să urmez un curs de coaching. De fapt, este un curs de inițiere, să spunem așa, că mă urmează mult mai mult în dezvoltarea, activității sau dezvoltarea mea ca om, ca și coach. Bun, astea au fost considerentele. Acum, dacă discutăm despre de ce este necesar să avem coach în România, trei chestiuni pe care le-aș sublinia. Prima este dată de faptul că acest proces de antrenare a oamenilor este în cea specific lumii capitaliste. Noi, după ce am descoperit capitalism, am simțit nevoia acestor antrenori pentru diferite persoane cu diferite funcții și din diferite medii.
Asta este un considerant. Al doilea considerant pe care l-am sesizat eu ca fiind o necesitate este determinat de faptul că discutăm despre generații diferite. Vă rog să mă vedeți pe mine, unul din generația, cred că nu greșesc când spun că sunt X, da? Adică o persoană care a fost, și nu ne putem compara cu occidentalii, că i-au trăit într-o vreme a dezvoltării tehnologiei, a bunăstării, a câștigului, a cumpărării, a consumerismului, pe tot. Noi am trăit o perioadă comunistă, eu cel puțin. Dar după mine a venit generația milenialilor și feciorul meu este în această zonă și constat că ne acomodăm destul de bine, avem puncte comune, împărtășim același set de valori, cam obiectivele ne seamănă, mai este și o vorbă ce se naște din pisică și ce mănâncă, dacă l-am crescut eu normal. Dar mă uit că studenții mei din acele generații, pentru că eu predau din anul 2011, studenții mei aveau corp comun, să spunem, elemente comune, ne legau multe, părinții lor i-au educat, cum i-am educat eu copilul. Ei, acum apare o nouă generație a celor din Y, nu din Z, care deja sunt tehnologizați. Ei, această problemă a acomodării generațiilor și a, haideți să spunem, efortului comun pentru ceea ce înseamnă ideea de performanță, dar și de satisfacție vis-a-vis de viața pe care o trăim, a provocat societatea românească și ea a și răspuns. În primul rând trebuie să recunoaștem că suntem mimetici, adică ce e la modă în Occident e la modă și în România. Dar pe partea cealaltă, multinaționalismul companiilor care își desfășoară activitatea în România, adică vin culturi diferite, vin oameni cu educație diferită, mă refer și la educația formală. Dar și atunci toate astea provoacă, știți, exact. Adică solicită. Exact. Da? Deci este nevoie. Mai este și partea cealaltă și cu asta cred că am să închei argumentele. Haideți să recunoaștem faptul că eu am fost educat și am trăit într-o societate în care ne ajutam între noi. Soția mea este psihoterapeut. Cred că acum 30 de ani, dacă întrebați de un terapeut, zice atunci, du-te la părinți și întreabă, du-te la prieteni, împărtășește cu ei, cineva îți va da sfat, cineva te va asculta. Astăzi lumea nu mai ascultă, nu are răbdare să asculte, nici părinții nu-și ascultă copiii și copiii se duc să caute sprijin undeva. Doi, am lăsat educația numai pe școală, să o facă școala, adică cei 7 ani de acasă se facă dacă se poate școala. Și în momentul în care discutăm despre faptul că eu am avut model pe tatăl meu, deși avea 4 clase, copilul meu poate că m-a avut model pe mine, sigur m-a avut model pe mine. Felicitări! Mulțumesc, dar constatarea pe care o fac este că noile generații nu mai găsesc modele în familie sau în comunitatea lor. Și atunci caută modele în altă parte, modele care de foarte multe ori sunt doar zugrăvite. Pentru a le atinge, trebuie să lupți pentru ele. Deci în această luptă, foarte mulți dintre oameni au nevoie de cineva care să-i sprijine în a-și căuta care este energia, unde este cunoașterea, unde este dorința. Multe lucruri pe care coachul prin procesul de, prin dialogul pe care îl întreține cu clientul, le identifică. Când apelează cineva la un coach? Există un anumit moment în care simți că vrei să treci la următorul nivel și nu știi cum să acționezi și atunci îți cauți un ghid în acest sens? Sau depășești o anumită vârstă, simți că în dezvoltarea ta personală sau profesională ai cam atins tot ce știi tu că poți să faci și atunci ceri o direcție din partea unui coach? Da, sunt mai multe situații pe care le-am întâlnit din această postură. Prima situație este determinată de un terț care cere serviciul de coaching. Adică există o cultură a companiilor multinaționale care efectiv au practica din exterior. Trebuie să recunoaște faptul că au și companiile de coaching sau persoane recunoscute în exterior, în sensul în care au contracte cu companiile mamă. Și în această situație, terțul este cel care inițiază. De ce? Pentru că vrea să rentabilizeze. Până la urmă, trebuie să recunoaștem faptul că atunci când discutăm despre performanță și potențial sau punerea în valoarea potențialului pentru a realiza performanța, multe se învârte în jurul banilor, adică să fie mai productiv, să fie mai bun, să dea tot ce poate. În fond, asta și fac multinaționale, stoc energiile pentru performanța financiară în general. Dar există și un mediu, un climat organizațional care câteodată este perturbat de un anumit comportament al persoanelor și atunci terțul, poate fi managerul, poate fi HR-ul, vorbesc și un termen ăsta, cel de la resurse umane, deci poate veni cu recomandarea, ok, această persoană trebuie să beneficieze. Nu se poate face coaching obligatoriu, deci persoana este întâi
convinsă de nevoia de a accepta acest serviciu de coaching, pentru că dacă nu-l acceptă, nu se mai realizează dialogul, nu se mai realizează încrederea și mai departe. Mai există persoane care, haideți să spunem că conștientizează faptul că nu se simt confortabil în organizație și că nu performează ele cum își doresc. Și acele persoane vin și deschid dialogul pe ceea ce înseamnă trebuie să înțeleg contextul, trebuie să fiu parte din proces, trebuie să mă văd pe mine, să știu unde sunt. Acele persoane au câteva întrebări, numai că nu și-au găsit calea. Și atunci, prin dialogul pe care inițiază coach-ul și prin acest, haideți să spunem, periplu în ceea ce înseamnă procesul din care fac parte, contextul organizațional, cultura, climatul și așa mai departe, dorințele mele, de ce nu mă simt bine, ce aș vrea să fac, unde vreau să mă situez. Deci avem persoana care îi spune, vreau să fac performanță și aici vreau să fac o paranteză, pare științifică, dar n-aș vrea să-mi scape. Eu mi-am scris lucrarea de licență aici, la Alexandru Ioan Cuza, la psihologie, leadership-ul ca factor de augmentare a actului de comandă. Era prin 2004 și acolo am făcut dovada științifică și experimentală, să spunem, pentru că am avut și un studiu pe care l-am făcut, deci un experiment, că dacă vrei să faci performanță în armată, nu-ți trebuie decât abilități bune, adică cunoaștere și deprinderi, și un grad mare de motivație și totul funcționează. Și într-adevăr funcționează pentru că armata este dreaptă cu toți, adică nu închide ușa nimănui. Ești bun, te duci înainte. Prea puțini obstacole, mai sunt mentalități. Bun, când ne uităm spre viața civilă, să spunem, oricare mediu organizațional care nu are conservatorismul specific armatei, există factori care obturează, factori blocatori. Nu toți colegii sunt happy, fericiți, scuzați, dar bucuroși că te văd făcând un lucru, nu toți sunt la fel de responsabili, nu toți sunt la fel de angajați, ca să nu mai discutăm de faptul că leadership-ul nu este corectat. Am citit undeva o carte foarte faină, am să scriu ceva despre asta, despre psihopații sau liderii psihopați. Se făcea o dovadă că un procent mare, 45-50% din liderii companiilor americane în perioada crizei sau care au precedat criza din anul 2008 aveau un grad de psihopatie, în sensul că ei interesa foarte mult ideea de bani, 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 bani. Și asemenea persoane când conduc organizațiile sunt persoane care la un moment dat afectează oamenii și atunci oamenii respectiv spun ok, eu sunt motivat, dar n-am factor motivator, adică organizația prin cel de la resurse umane, prin planul de carieră, prin ceea ce mi se oferă ca perspectivă enunțată, prin faptul că nu mă încadrez în valorile companiei, prin faptul că cineva nu lucrează la climatul de muncă, nu mă pot dezvolta, eu sunt blocat și atunci el vine și intră în dialog cu coach-ul pentru a găsi care este comportamentul pe care el și îl dorește, îl poate realiza, așa aici înseamnă un plan de acțiune, adică lucrez pentru asta, numai că mi-aș dori. Între mi-aș dori și de mâine fac, este o diferență foarte mare. Bun, deci avem acest tip de persoane. Fără nicio discuție, mai există nevoi care nu sunt întotdeauna plătite, pentru că acum trebuie să recunosc faptul că nu fac pro bono nici pentru cel care vrea să dezvolte, nici pentru terțul care mă provoacă. Dar mai există formule prin care coaching-ul este etalat, să spunem, ca și formulă de auto-coaching. Adică eu, spre exemplu, lansez către tinerii din diferite grupuri din care fac parte, să spunem, da? Sau lansez în relații cu unii studenți atunci când discutăm despre universități. Dar, în general, aici este doar o acțiune de inițiere, pentru că un om, sau cel puțin un tânăr, are nevoie de mai mult de un mentor decât de un coach. Dar revin, coach-ul asta înseamnă, adică un terț care cere serviciu sau o persoană care identifică. Și mai este o chestiune, e un serviciu destul de costisitor. Adică trebuie să recunoaștem faptul că atunci când, sau cel care își dorește să își dezvolte potențială, nu este la început de carieră. În general este o persoană care este undeva la jumătatea carierei, adică a experimentat ceva, pentru că discutăm despre experiență. Atunci a urcat până la exact, un anumit nivel și nu aici, știe aici cum este, se da, aici este undeva blocajul, da. Și în contextul acesta, coach-ul îți dă rețeta pe tavă și tu o iei sau tu trebuie să depășești momentul ăsta și coach-ul practic te împinge de la spate? Ce face coach-ul, de fapt? Da, aici sunt câteva elemente comportamentale. În primul rând,
întotdeauna înainte de a presta serviciu de coaching și de a angaja acest dialog constructiv, se stabilesc niște termeni contractuale, adică, ok, angajamentul pentru ceea ce înseamnă, eu știu, realizarea obiectivului nu este a coachului, este a clientului, deci clientul își dorește. Nu se poate desfășura un proces de coaching prin a trimite pe cineva la coach. Du-te la coach să faci câteva ședințe. Deci nu-i terapie. Într-un contract, furnizorul, coachul, exact, beneficiarul, cel care este antrenatul, clientul, el de fapt are principala responsabilitate. Deci prima, să meargă mai departe. Prima chestiune. Okay. Sunt iarăși câteva elemente care sunt importante. Încrederea. Adică în momentul în care discutăm despre relația coach-client, și eu am încredere că al meu client are de gând să se transforme și are de gând să-și identifice obiectivul, să-și stabilească, să-și-l măsoare, să-și-l proiecteze și mai departe. Și el are încredere în faptul că sunt lângă el în ceea ce înseamnă a-l chestiona, să spunem, cu privire la îndeplinirea obiectivului. Deci este o chestiune de încredere. A doua chestiune este, într-adevăr, acest follow-up, să spunem, adică permanent coach-ul este întrebător de la o ședință la alta. Care este progresul pe care l-ai făcut? Pentru că sunt oameni care enunță, le place să povestească și au angajamente și la următoarea întâlnire spun: a, dar stai un pic că nu, contextul nu mă favorizează, nu. Deci nu este corect. Își găsesc oarecum exact, scuzele. Teoretizează foarte mult ideea de plan, ideea de acțiune. Ca să nu mai vorbim despre faptul că mulți sunt foarte dispuși să amâne. Știu planul, n-am reușit săptămâna asta, dar am să reușesc săptămâna viitoare, deci aveți încredere. Ei, este o chestiune de responsabilitate și până la urmă este o chestiune de bun simț ca un coach să-i spună clientului, fără supărări, avem două variante, ori continuăm procesul și te angajezi că duci la bun sfârșit un proces, sau mai bine, încetăm contractul, pentru că e și o chestiune de orgoliu, adică eu, spre exemplu, sunt o persoană centrată pe acțiune, da? Și pe soluție. Aici, acum, adică sunt persoana care găsește în interiorul individului, prin întrebările pe care le adresez, acele arcuri, acele, haideți să spunem, acele energii care îl mișcă. Pentru că dacă am făcut-o eu, cu siguranță se poate. Nu sugerez niciodată soluții. Dar în dialog sunt bucuros când omul găsește soluția și sunt alături de el în ceea ce înseamnă procesul de transformare a ideii în ceea ce înseamnă obiectiv realizat. Bun. Cât durează procesul acesta de coaching din experiența noastră? Minim? Maxim? Nu, problema este următoarea. Depinde, spre exemplu, am să vă dau un exemplu. Dacă discutăm despre o persoană care are o problemă de relaționare cu cineva, cred că două ședințe sunt îndeajuns. Am avut experiența dialogului cu un client care avea o problemă de falsă percepție. Și chiar am folosit un exercițiu foarte frumos, punându-l și în postura celui cu care el nu se înțelegea. Și a imaginat că nu se înțelege. Și după o ședință, rezultatul a fost, mi-am rezolvat problema. Deci nu mai este nevoie de alte ședințe. Depinde de problemă și doi, de profunzimea ei, doi, depinde și de nivelul problemei, adică eu știu, dacă discutăm despre un manager de nivel strategic, da? Care trebuie să controleze un sistem care se întinde pe o țară și el are o problemă și are o problemă de echipă și așa mai departe, nu cred că se poate rezolva foarte. Ceea ce este indicat este așa, ca ședințele să fie cel puțin, dacă este pe o perioadă mai lungă, să fie cel puțin, eu știu, una la două săptămâni. Dacă este un obiectiv mai scurt, care este măsurabil într-un interval scurt, adică, nu știu, sunt în conflict cu șeful meu, da? Și asta face să nu comunicăm, să nu îndeplinesc sarcinile, să nu scadă, să am o presiune, simt o presiune asupra mea, eu știu câteva. Ok, ăsta este un comportament care poate fi schimbat. Îți trebuie un exercițiu de o lună de zile în care spui, până dimineața m-am setat în ceea ce înseamnă pozitivitatea în relația cu șeful. Știu să fiu asertiv, adică da, de acord cu dumneavoastră, dar mie nu-mi place, știți ce? Adică, o comunicare. Bun, am dat câteva exemple. No, bun. Deci dacă discutăm despre asemenea comportamente care sunt, de obicei, ne schimbăm un comportament dobândit într-un interval de 6 luni, dar trebuie să fie înrădăcinat. În schimb, dacă discutăm de niște comportamente care sunt, haideți să spunem, accidentale, determinate de o persoană, pentru că eu pot să fiu un ursus cu toată lumea, nu salut pe toată lumea, asta înseamnă că pentru a fi un tip deschis trebuie măcar 6 luni de zile să mă amintesc ce m-a învățat mama și cum trebuie să spun să rămână. Da. Dar dacă sunt o persoană care sunt foarte deschisă cu toată lumea și numai cu o persoană sunt închis, asta înseamnă că voi face un exercițiu mult mai mic. Este o
convingere limitativă, nu știu, de scurtă durată. Deci, repet, pot fi, sunt coach care au, haideți să spunem, dialog cu clienții pe o perioadă mai lungă de timp. Poate fi și de 6 luni de zile, în sensul în care, pe măsură ce lucrează cu persoana respectivă, identifică și probleme de organizație. Că aici am subliniat mai devreme, de foarte multe ori ne spunem, eu sunt responsabil de faptul că la muncă nu sunt foarte bine apreciat. Bun, dar de ce ești responsabil? Pentru că toți ceilalți colegi mi se pare mie că sunt apreciați bine. Bun, dar s-ar putea ei să fie mai vechi la locul de muncă, s-ar putea între ei să fie relații de prietenie, s-ar putea să fie cu șeful. Adică contextul trebuie foarte bine analizat, pentru că el este cel care de foarte multe ori deschide la partea energia pozitivă să ai succes, da? Să te dezvolți și să poate bloca. Ei, atunci când discutăm despre lideri care văd și organizația lângă ei ca fiind o problemă de coaching, atunci procesul este mai lung și de obicei el se și duce după aceea la ceea ce înseamnă coaching de echipă sau măcar coaching pentru câteva persoane care sunt în proximitatea celui care, într-adevăr, repet, vrea să se dezvolte, dar vrea să facă o performanță la un nivel care nu este undeva de mijloc. Care este diferența între coach, psiholog și psihoterapeut? Oh. Cred că se produce confuzie de multe ori în acest sens. Știți, și aici avem așa o problemă destul de sensibilă, să spunem. Și am să spun de ce. Zice, doamne, coaching-ul nu este psihoterapie, nu este consultanță, nu este training și nu este mentorat. Mă, bun, dacă nu-i toate astea, atunci ce este? Ei, și după aceea cineva o să spună, este în fond cam din toate câte puțin. Și am să spun și de ce. Primul lucru, oricare coach este o persoană și o personalitate cu experiență, adică nu te transformi, nu devii coach dacă în viața ta n-ai relaționat cu oamenii, dacă în viața ta n-ai experimentat organizațiile, dacă în viața ta n-ai trăit, pentru că dacă nu știi, cum aș putea să mă întrebe pe dumneavoastră, nu știu, să-mi dați care este obiectivul dumneavoastră vis-a-vis de ceea ce înseamnă climat organizațional. Știu, dar dumneavoastră ați fost joată într-o organizație? Eu nu prea am fost, dar teoretic știu lucruri. Deci este o primă chestiune de ceea ce înseamnă autentic, da? Adică sunt de acasă. Deci, din acest punct de vedere, omul sau coach-ul are câte ceva. Chiar dacă n-ai fost trainer, dar cu siguranță fiecare dintre noi în viața noastră am avut pe cineva care ne-a fost învățăcel, că a fost un nou coleg, un coleg venit angajat nou, sau a fost trainer pentru copiii noștri câteodată, când ne-am învățat să robotească, cine știe. Adică avem, n-am fost mentor, dar cu siguranță cineva ne-a admirat la locul de muncă și a venit din când în când și ne-a ischitit orgoliu și noi am revărsat un pic din orgoliu. Deci pe toate le-am făcut. N-am fost psiholog. Este adevărat. Și aici, într-adevăr, trebuie făcut o... Dar am mai ajutat. Am mai ajutat, da. Am mai dat sfaturi, nu? Exact, da. Bun. Aici trebuie văzută o chestiune care este extrem de, de relevantă. Niciodată coach-ul nu poate să găsească rețete pentru vindecare. Așa cum spuneam mai devreme, provoacă pentru ceea ce înseamnă a identifica în interior. Un psihoterapeut este cel care are niște rețete, provoacă la niște exerciții de așa natură încât omul să se vindece. Dar coaching-ul lucrează, sau în procesul de coaching folosim elemente din psihologie, folosim și metoda desenului și a jocului de rol și a filmului. Numai că, și aici am avut un dialog destul de serios cu colegii mei în perioada în care m-am format, spunând că să nu riscăm să spunem că suntem psihologi. Deși eu am absolvit psihologia, niciodată nu folosesc în procesul de coaching, în relația cu clientul, ceva din a interpreta. Adică ai făcut un desen, e clar, mama ta te-a bătut, ai avut niște frustrări. Nu, astea nu. Asta trebuie să le spună clientul atunci când desenează și desenează o figură mai încruntată, singur trebuie să-și explice. Ok, criticul meu interior este legat de comportamentul tatei. Adică, uite, l-am pus, deci am câteva exemple de genul ăsta, dar repet, nu putem discuta, sau nu este bine să se facă confuzie, revenind la ceea ce am spus, cred că inițial. Coach-ul nu este nici omul cu rețeta, nu este nici omul cu sfatul, nu este nici omul cu, nici nu știu cum să vorbesc, cu linii directoare, da? Este persoana care sau ascultă. Sau cu bagheta magică. Nu. Este omul care ascultă activ, este omul care
caută să pună întrebări care să provoace clientul, este omul care îl ajută pe client să descopere unde sunt limitele pe care el și le-a impus, determinate de, nu știu, niște convingeri, de câteva elemente care, eu știu, vin din experiența lui. Adică este, până la urmă, cuvântul este, pe care îl traducem, să traducem în limba română, este antrenor. Deci antrenorul nu cred că este o persoană care se pune în locul jucătorului din teren, pentru că ar fi anormal. Nu. Antrenorul este persoana care zice, a, în ăsta văd potențialul, nu și-l știe el, dar știu eu, știu eu cum să-l ajut în descoperirea lui. Având în vedere experiența dumneavoastră vastă în zona conducerii militare, trei lucruri pe care le-ați învățat în armată și vă sunt utile în funcția de executive coach? Cred că unul din elementele principale este responsabilitatea. Adică am asumat responsabilitatea securității oamenilor sau militarilor în Afganistan și în altă parte, cu aceeași responsabilitate tratez și clientul meu. Adică nu e ceva de genul să te descurci, e treaba ta. Nu, deci responsabilitatea. Cred că al doilea element ar putea fi, cred că cel care ține de ascultare, numai că asta vine cu timp, adică dacă m-ați fi întrebat acum 20 de ani dacă se leagă armata cu coaching, nu spuneam nicio treabă, pentru că atunci eram energic, nu ascultam pe nimeni, știam eu. În timp, concluzia pe care am desprins-o este că în armată ascult foarte mult, pentru că a venit o generație de oameni deștepți, oameni pregătiți și oameni care au soluții de fiecare dată și atunci eu, din postura de comandant, în ultimii 10 ani de zile, cred că am gândit mai puțin decât au gândit subordonații. Eu spuneam, avem o problemă sau trebuie să rezolvăm o problemă. Și spuneam, avem noi soluția. Adică să știi să asculți, pentru că întotdeauna, în ceea ce îți vor spune oamenii, se găsește acolo elementul care, efectiv, declanșează, este bun. Și al treilea, cred că în armată noi niciodată nu am spus nu putem îndeplini misiunea. Adică n-am pus în practică planul sau n-am dus la bun sfârșit strategia. Mă ajută foarte mult pentru că, vă spuneam mai devreme, că sunt persoana care spun aici și acum, adică dialogul cu clientul niciodată nu accept ideea mi-aș dori, aș vrea, nu. Îi rog de fiecare dată să reformuleze. Și deja știu, când spun te rog să reformulezi, omul știe, zice, da, începând de mâine și chiar le și indic, unii sunt mai sensibili, să noteze. Deci oamenii, în timp ce dialogăm, scriu, începând de mâine sau începând cu 10 martie, ora 10:00, fac următorul lucru. Pe 12 fac următorul lucru. Pe 14 fac următorul lucru. Este o chestiune, nu știu, de bună organizare pe care armata mi-a dat-o și cred că și, nu știu, cei care mi-au fost sau sunt mentori sunt mai civili și sunt așa un pic mai, nu știu cum să formulez, poate că mai mult empatici decât sunt eu. Eu spun așa, că empatia în procesul de coaching nu înseamnă să te substitui emoțiilor lui și nici, doi, să compromiți actul de coaching doar pentru că, eu știu, caut să-l înțelegi. Nu. Clientul este în legătură cu coachul pentru că își dorește să-și dezvolte potențialul. Asta este obiectivul lui. Partea cealaltă cu lacrimile, cu supărările, cu să lăsăm pe mâine, nu-și găsesc locul pentru că nu se îndeplinește obiectivul. Ca de la generația cu foarte multă experiență, având în vedere că și dumneavoastră aveți experiență în foarte multe zone de conducere și de lucru cu oamenii, către generația tânără, care ar fi un sfat care ne l-ați dat nouă tinerilor care oarecum vă călcăm pe urme? Da, sfat. Vedeți, păi asta nu-i de coaching. Asta trebuie să ies din filmare și să vorbesc. Cred că sfatul pe care l-aș da eu și care cred că ar trebui să fie așa, nu știu cum să zic eu, asimilat, pentru că lipsește, este fiți responsabili. Adică înainte vreme, generația mea a fost făcută responsabilă de părinți, de învățători, de preoți, de polițiști, de cine a fost atunci. Adică cineva ne spunea să fii responsabil și îți trasa responsabilitatea. Astăzi trăim într-o lume în care responsabilitatea nu mai poate fi impusă. E la opționale. E la opționale. Adică suntem liberi să facem ceea ce ne duce mintea. Dar problema este că dacă fiecare face ce-l duce mintea pentru binele lui și nu se uită un pic în jur și nu asumă responsabilitate pentru cauze care sunt, eu mă uit la tânăra generație, care asumă cauza încălzirii globale. Este
foarte frumoasă, dar pe partea cealaltă câteodată am așa niște reține și spun ok, dar asumă responsabilitatea că trebuie să-și facă patul dimineața sau patul face dimineața mama, da? Asumă responsabilitatea unei relații în cuplu serioasă sau spune, nu, asta este o chestie pe care trebuie să fugă, adică eu nu trebuie să am responsabilitatea cuplului, trebuie să fie doar o chestiune pasageră. Adică atunci când spun de responsabilitate, mă gândesc la ceea ce înseamnă lumea este prea liberă sau individul este nu prea liber, este foarte liber în societate și asta ar trebui să-l facă, să spună, pentru orice se întâmplă bine sau rău în societate, sunt responsabil. Adică noi atunci când nu avem autostrăzi, spunem, domnule, este de vină statul. Dăm vina pe stat la ceea ce ni se pare nouă că nu s-a făcut, dar în momentul în care statul ne spune, foarte bine, dar atunci trebuie să faci și tu. Stai, domnule, de ce și eu? Da? Deci responsabilitatea. Cred că asta este cuvântul care ar trebui să caracterizeze, nu știu, noua generație, comportamentul noii generații. De ce? Pentru că responsabilitatea numai că obligă, dar și bucură. Pentru că te bucuri de ceea ce se vede făcut de către tine și mai mult, când asumi responsabilitate, este o chestiune, cum să spun eu, care te face neculpabil. Adică ceea ce am spus, nu ceea ce am gândit, ceea ce am spus și le-am și făcut, asta mă face să fiu mândru. Și doi, atunci când eu m-am manifestat în ceea ce am spus că fac, nimeni nu poate să-mi spună mie vreodată, domnule, stai un pic, dumneata ești îndoielnic. Da? Adică ai și bucuria că ești om în lumea asta. O discuție foarte interesantă pe care aș vrea să o continui și în zilele următoare, dar timpul este limitat și vreau să vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației de a fi alături de mine în cadrul emisiunii de astăzi. Eu vă mulțumesc. Mă onorați și mă bucur că în Iași avem astfel de profesioniști, oameni care își dedică din timpul lor pentru a împărtăși cu tinerii, pentru că o astfel de întâlnire oarecum limitată în 30 de minute încearcă să împărtășească cât putem noi de mult dintr-o experiență de viață de 10 de ani de zile. Mulțumesc încă o dată că ați răspuns invitației și vă doresc succes în activitatea de coaching și în ceea ce faceți în zona ex-militară, dacă pot să zic așa. Vă mulțumesc încă o dată că ați urmărit și episodul de astăzi. Vă încurajez să vă abonați canalului Amalia Georgescu și, bineînțeles, să fim împreună, nu numai în mediul virtual, ci și pe celelalte canale, să ne conectăm și să vorbim despre performanță, despre responsabilitate și, bineînțeles, să ținem cont de sfatul celor care au mai multă experiență de viață decât noi. O săptămână binecuvântată vă doresc!